Sigur, o pacientă care are două nașteri și care nu-și mai dorește pe viitor alte sarcini, trebuie să se gândească serios la o metodă contraceptivă pentru a evita situația neplăcută în care obține o sarcină nedorită și este nevoită să apeleze la metode de întrerupere a sarcinii. În cazul de față vorbim despre o pacientă tânără, 32 de ani, care are nașteri, este sănătoasă, are nașteri pe cale naturală, vaginală și își dorește o metodă precisă de contracepție și nu știe exact ce să facă, la ce să apeleze. Trebuie să știe această pacientă că la vârsta de 32 de ani, în condițiile în care este sănătoasă, nu fumează, nu are niște factori de risc, poate în continuare să folosească contraceptivele hormonale, spre exemplu pilula contraceptivă, dar cel puțin noi medicii nu o recomandăm ca prima alegere, ca primă intenție. În general, într-o atare situație, prima alegere ar trebui să fie inserarea unui dispozitiv intrauterin, popularul sterilet. Pacientele trebuie să știe că inserarea unui sterilet este o metodă precisă de contracepție, că inserarea unui sterilet este o manevră simplă, banală și că, de regulă, el este foarte bine tolerat de către organism. De asemenea, pacientele trebuie să știe că este o metodă reversibilă. Poate totuși o pacientă care are doi copii, peste un an, doi, trei, își mai dorește încă o sarcină. Iar acest lucru este foarte simplu. Extragem acel sterilet, iar pacienta are posibilitatea să obțină o nouă sarcină. Ce mai trebuie să știe pacientele despre acest dispozitiv intrauterin? Sunt două categorii mari de sterilete. Cele, spunem noi, inerte, cu fire metalice, care nu eliberează hormoni, respectiv cele hormonal active, care eliberează continuu o cantitate foarte mică de progestativ. Care e mai bun? Steriletul inert, steriletul hormonal activ? Ambele sunt bune, numai că trebuie să știm să le și alegem. Pacienta trebuie să știe că, în general, inserarea unui sterilet inert face ca menstruația, în general, să devină ceva mai abundentă, uneori destul de abundentă, respectiv, durata menstruației s-ar putea prelungi. În cazul steriletelor hormonal active, pacientele trebuie să știe că fluxul menstrual se va reduce, uneori se va reduce foarte mult, și că există tendința ca și durata menstruației să se reducă. De asemenea, pacientului trebuie să știe că uneori această reducere a fluxului menstrual poate fi atât de pregnantă încât menstruația pacientei devine o picătură, devin câteva picături de sânge și atâta tot, iar uneori pur și simplu apare amenorea, adică lipsa menstruației. Sunt foarte multe paciente speriate, domnul doctor, de 2 ani n-am mai avut menstruație, de când mi-am pus sterilet hormonal activ, nu dau nume. Sunt speriată, sunt la menopauză. Nici de cum. Este efectul steriletului și nu înseamnă niciun efect secundar. Nu reprezintă nicio problemă. Eu sfătuiesc pacientele că atunci când alegem tipul de sterilet să ținem cont de cât de abundentă este menstrua, cât de lungă este menstruația și care ar fi direcția acceptabilă pentru pacientă spre care să ne îndreptăm. Dacă o pacientă are o menstruație abundentă și care durează mult, i-aș recomanda de departe un sterilet hormonal activ. În schimb, dacă pacienta are o menstruație normală, care durează puțin, cu flux redus, atunci putem să apelăm liniștiți la steriletul standard, la steriletul cu fir metalic, fără hormoni. Ce ar trebui să știe pacienta atunci când luăm decizia inserției unui sterilet? Nu putem să inserăm un sterilet fără să facem o evaluare corectă a cazului. Ce înseamnă asta? Pacienta trebuie consultată de către ginecolog, trebuie recoltate toate analizele locale, însemnând Papa Nicolau, plus minus HPV, însemnând testele infecțioase locale, inclusiv pentru clamidia, micoplasma și ureaplasma și, foarte important, trebuie să efectuăm ecografie transvaginală. Trebuie să știm anatomic dacă uterul este normal sau nu. În condițiile în care am făcut această evaluare și ea este în parametrii normali, în a doua etapă putem trece la inserarea steriletului. Ce presupune asta? În primul rând, momentul. Pacienta trebuie să știe că inserția unui sterilet nu se poate realiza oricând și că momentul ideal de inserție este pe finalul menstruei, atunci când pur și simplu există o scurgere sanguinolentă foarte redusă cantitativ sau în primele zile de când s-a încheiat menstruația și în niciun caz în a doua jumătate a ciclului menstrual. Manevra de inserție pentru mine ca medic este o manevră banală, este neplăcută. Uneori poate fi neplăcută. În condițiile pacientelor care au născut pe cale naturală, sigur că manevra este mult mai simplă pentru că și canalul cervical este mai permisiv. Pentru pacienta care a născut însă prin cezariană, colul poate fi mai stenozat, iar manevra de inserție a steriletului poate fi ușor mai dificilă.
în funcție și de această situație, naștere naturală, naștere prin cezariană, dar și de dorința pacientei și de pragul la durere al pacientei, putem realiza manevra cu o scurtă anestezie locală, dar uneori putem să apelăm și la o sedare intravenoasă de aproximativ 2 minute, astfel încât pacienta doarme, visează frumos, nu știe ce se întâmplă, iar când deschide ochii, ne întreabă dacă începem și noi spunem totul s-a încheiat. Steriletul este la locul lui, cu control ecografic post-inserție, ca să știm că este corect poziționat. După ce s-a realizat inserarea steriletului, pacienta trebuie să știe că poate în zilele următoare vor fi niște crampe, niște dureri pe care le putem trata dacă este cazul cu niște antispastice. De asemenea, pacienta trebuie să știe că poate exista un spotting, adică mis îngerări, însă peste acestea trecem foarte, foarte rapid, iar pacienta își poate relua imediat viața sexuală fiind protejată de o sarcină din momentul inserției acestui sterilet. Sunt situații în care corpul respinge steriletul, pentru că de regulă așa vorbesc pacientele, nu am suportat steriletul, organismul mi-a respins steriletul. Sunt foarte rare situațiile acestea în practica medicală. De cele mai multe ori, după inserția unui sterilet, pacienta este bine, își vede de viață, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, de multe ori și uită că există un sterilet. Nu se simte steriletul, așa cum glumesc cu pacientele de multe ori în cabinet și le spun că steriletul se inserează în uter și nu în creier, da? Deci steriletul nu se simte, pacienta nu se sizează absolut nimic. Sunt situații în care totuși o pacientă nu se împacă cu un sterilet. Cum spuneam, sunt foarte rare aceste situații. Este vorba despre acele paciente care, la dincolo de 2-3 luni de la inserție, pacienta vine și ne spune: domnul doctor, tot am dureri de burtă, tot am niște sângerări, nu mă simt bine, da? Am avut asemenea situații în practica medicală extrem de rar, dar am avut. Cu alte cuvinte, pot fi situații în care pur și simplu pacienta nu se acomodează cu acest sterilet din pricina durerilor și sau a sângerărilor. Sigur că într-o atare situație vom extrage steriletul și nu vom mai apela la această metodă, dar această situație este cu totul și cu totul o excepție în practica medicală.